când a venit la spitalul militar, era în a 10-a zi de COVID. Așa, el a început să se simtă mai bine. Nu mai avea nevoie nici de oxigen, respira. Am vorbit și cu prietenii din anturajul deputatului și care țineau legătura cu familia și cu el. Chiar era fericit că a început să aibă poftă de mâncare. Și la testele COVID ieșeau negative. Deci se negativase. Nu mai era pozitiv la COVID. Și dintr-o dată, pe 19 noiembrie, starea de sănătate s-a înrăutățit. Atunci medicii au început să-i recolteze probe biologice, să vadă dacă cumva are vreo contaminare bacteriană sau fungică sau vreo ciupercă. Și pe 22 noiembrie au ieșit primele analize și deja avea... Pe 22 noiembrie au venit rezultatele analizelor făcute înainte, după internare, și acolo era steril, adică nu avea nicio infecție în afară de cea de COVID. Și pe 27 noiembrie au apărut primele rezultate cu infecții nozocomiale în probele prelevate în sonda de intubație. El deja a început să fie intubat. De starea lui se înrăutățea pe zi ce trecea. Dezvoltase o pneumonie. Pentru că a stat cu tubul de oxigen la nas. Că așa a fost contaminat. Și a avut primele analize, avea deja 3 bacterii. Klebsiella, candida, ciupercă și tot o bacterie care afectează sistemul respirator. Și avem și antibiogramele și arătau că erau multirezistente. Deci erau germeni nosocomiali.